Este finanțat prin intermediul programului operațional regional, AXA Prioritară 5, dorește intervenție pe partea de promovare a potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică. Obiectivul general al proiectului este de a consolida turismul în regiunea de dezvoltare nord-est, iar specific, promovarea produselor turistice specifice zonei activității zonei ca și destinație turistică. Despre comună, majoritatea știți că este situată în județul Botoșani, cu suprafață de peste 7.000 de hectare și are în administrație 9 sate. Care este contribuția proiectului în cadrul realizării programului operațional regional? Va promova 13 produse turistice specifice localității Vârful Câmpului la nivel național prin intermediul a 6 mari evenimente. Va dezvolta turismul intern și internațional prin activități specifice de marketing menite să promoveze România ca destinație atractivă pentru turism și agroturism. Va încuraja practicarea și dezvoltarea altor forme de turism, precum turismul cultural, cel ecumenic și agroturismul. Și, bineînțeles, va favoriza dezvoltarea sectorului economic local pentru a face zona Câmpului o zonă atractivă pentru investitori. Cele 13 produse care vor fi promovate sunt resurse turistice antropice și rezervația de bulvar multiseculari din parcul Conacului Monuții. Aceste produse sunt de extremă importanță pentru zona Câmpului, de aceea în cadrul celor 6 evenimente vor fi organizate diferite proiecte culturale și audiții în cadrul acestor locații. Cele 6 evenimente care vor fi realizate în cadrul Comunei Vârful Câmpului vor începe în septembrie 2011 și se vor derula până în martie 2012. Vom începe cu un festival concurs al dansului popular moldovenesc, un festival aflat la ediția 11, ceea ce înseamnă că comuna are experiență în dezvoltarea acestor evenimente, promovează turismul și tradiția locală. În cadrul acestui proiect, vom afla mai târziu, sunt invitate diferite ansambluri și formații, nu numai din țară, ci și din străinătate. Și în ulterior vom urma o serie de proiecte culturale și festivale care vor promova, bineînțeles, încărcătura istorică și culturală a zonei Vârful Câmpului. Un proiect de extremă importanță se va derula în februarie 2012, când comuna va sărbători 620 de ani de atestare documentară, un eveniment extrem de important, la care vor participa invitați speciali, istorici, arheologi și alte persoane de o încărcătură extraordinar importantă pentru județul Botoșani. Primul festival, Așa e Jocul Neamului, deschide suita celor 6 evenimente pentru relansarea turismului cultural și popular. Este un festival concurs al dansului popular românesc și are formații invitate din regiunea de nord-vest, Ucraina și Republica Moldova. Scopul evenimentului este de a promova valorile culturalo-folclorice prin parade de costume tradiționale, programe folclorice, dansuri populare, spectacole susținute de artiști și cântăreți de renume și alte activități dedicate publicului larg. Bineînțeles, în cadrul acestui eveniment se va lansa și sitiul Silențelul, un sit de promovare a muzicii populare. Ce rezultate dorim să avem în urma implementării acestui proiect? Pe scurt, ne așteptăm la peste 10.000 de participanți la evenimente, în special turiști. Dorim să atragem cât mai mult turiști, acesta este scopul proiectului. Vom avea, bineînțeles, invitați speciali, oficialități. Vom difuza peste 45 de materiale și instrumente de promovare și informare în cadrul acestor evenimente. Se vor crea noi locuri de muncă. S-a estimat o creștere de 17% a numărului de turiști în urma acestor evenimente. Vom dezvolta o bază de date de informații turistice care va fi difuzată în alt nivel public. Vom promova produsele tradiționale și specifice zonei. Vom valorifica resursele și potențialul local specific. Vom favoriza dezvoltarea companiilor locale și, bineînțeles, îmbunătățirea standardului de viață socială și economică a locuitorilor și turiștilor comune.
Valorile proiectului. Proiectul are o valoare totală de aproximativ 1 milion de lei, cu o perioadă de implementare de 12 luni. Ca și echipă de proiect, voi prezenta pe scurt persoanele implicate în mod direct în realizarea acestor proiecte. Ca și beneficiar, primăria Vârful Câmpului, manager de proiect, domnul primar Aurel Ungureanu, responsabil financiar, domnul Viorel Olariu, manager marketing, domnul Sofian Gheorghe și manager de achiziții, Erbicianu Alexandru. Îl voi ruga pe